Cu o istorie care depășește 30 de ani, familia Cățean continuă să scrie povestea afacerii agricole pe care au pus-o pe picioare. În județul Brașov, fermierul George Cățean și echipa au în grijă peste 1500 de ovine și 120 de vaci. În plus, tot în fermă fac și procesarea materiilor prime, lapte și carne obținute de la șeptelul de care se ocupă. Iar lanțul de creștere și de producție se închide cu vânzarea produselor proprii la poarta fermei, în târguri, dar și în marile hipermarketuri. Avem produse românești în primul rând datorită faptului că sectorul este organizat. Noi suntem, aș putea spune, printre primii fermieri, mici fermieri care am devenit parteneri unui lanț mare de supermarketuri. Am pilotat acest proiect la Brașov, după care a fost extins la nivel național. Iar modelul supermarketului respectiv a retailului a fost preluat și de către alții, deci dacă se dorește, se poate. Bineînțeles, trebuie să perfecționate niște contracte, niște și de partea retailului trebuie înțeles faptul că vorbim despre produse sezoniere, vorbim despre cantități limitate ale producției, dar în momentul în care se argumentează și se discută, lucrurile pot fi făcute să meargă în ambele sensuri. Aveți și fermă? Da, suntem o fermă integrată, producem în primul rând materie primă, lapte pe care îl transformăm în brânză și pe care comercializăm, ceea ce ne oferă un confort financiar, aș putea spune, și ne asigură o sustenabilitate nouă. Tânărul fermier profită de orice prilej pentru a-și extinde ferma, lucru care, desigur, îl va ajuta să obțină un profit mai mare. Am accesat, suntem în implementare de proiecte și așteptăm noua programare financiară. De cât timp activați în acest domeniu? Dintotdeauna venim dintr-o familie cu o lungă tradiție în creșterea ovinelor și produse de brânzeturi, respectiv aș putea să spun, fără modestie, că continuăm activitatea cel puțin 300 de ani de tradiție în creșterea ovinelor și producția de brânzeturi.